Șoferii care depășesc viteza legală cu 100 de km pe oră ar putea rămâne fără mașină. Este vorba despre un nou proiect de lege care prevede sancționarea mai dură a vitezomanilor. Astfel, aceștia ar urma să rămână fără talon, iar mașina ar putea fi confiscată. Mai mult decât atât, autoturismele ar putea fi vândute. Telia Bulgaru ne spune în ce condiții s-ar putea întâmpla acest lucru. Bun găsit! Proiectul de lege prevede măsuri mai aspre pentru vitezomani, astfel că oricine va depăși viteza legală cu 100 de km la oră va rămâne fără permisul de conducere, fără talonul mașinii și, atenție, ar putea rămâne și autoturism. Astfel că, dacă veți fi surprins într-o zonă în care limita de viteză este de 50 de km la oră și dumneavoastră aveți 155 de km la oră, veți primi o amendă de 3.000 de lei, permisul vă va fi reținut pentru 6 luni de zile, iar talonul de asemenea va fi reținut. Iar dacă altcineva va dori să conducă mașina la volanul căreia dumneavoastră ați fost surprins depășind limita de viteză cu 100 de km la oră, atunci autoturismul va putea fi confiscat și valorificat de către stat. Proiectul a fost depus la Senat și a fost inițiat de către parlamentari PNL și UDMR.